În cursul serii de 8 august, în jurul orelor 19:30, la centrul de primire urgențe din Roman a fost adus un pacient în vârstă de 59 de ani cu arsuri grave produse în urma exploziei unui cazan de țuică. După ce a fost stabilizat în spitalul de la Roman, s-a decis transportarea acestuia la spitalul militar din București. În cursul serii precedente a fost adus la compartimentul de primire urgențe în jurul orei 19:30 un pacient de 59 de ani cu arsură gradul 1-2 pe aproximativ 40% din suprafață corporală, arsură ce s-a produs prin lichid fierbinte. Pacientul a fost stabilizat în compartimentul nostru de primire urgențe, a primit tratament. S-a luat legătura cu chirurgia plastică din Iași. Pentru că suprafața corporală arsă este mare, s-a recomandat trimiterea pacientului la București. Motiv pentru care am sunat la centrul nostru de coordonare și am cerut sprijin pentru realizarea demersurilor de transfer. Cei de acolo ne-au obținut avizul de transfer pentru Spitalul Militar din București. Până la rezolvarea problemelor de transfer între spitale, centrul operativ central care coordonează activitatea de urgență din spitalele românești a recomandat îngrijirea bolnavului în secția ATI de la Spitalul de Urgență din Roman, transferarea sa realizându-se cu ambulanța însoțită de medic abia în dimineața zilei de 11 august. Bărbatul va avea nevoie de o perioadă foarte lungă de spitalizare, ținând cont de suprafața de corp pe care au intervenit arsurile. Pacientul a rămas peste noapte în secția noastră de terapie intensivă și dimineața a fost dirijat către Spitalul Militar, așa cum ne-au recomandat cei de acolo. După gravitatea arsurilor, care este prognosticul dumneavoastră? Gradul arsurii este 1-2, astfel încât profunzimea nu este mare, nu este un grad de arsură cu risc vital, dar suprafața corporală mare impune niște riscuri. Ca atare, vom vedea. Va primi îngrijirile necesare, tratamentul corespunzător, depinde și de patologia preexistentă, de rezistența pacientului. Pacientul a avut și doza sa de noroc, care ține de faptul că nu a suferit arsuri pe căi respiratorii, ci doar de tegumente. Necesită spitalizare îndelungată, să zicem că norocul acestui pacient a fost că nu avea arsuri de căi aeriene superioare, arsurile erau limitate doar la tegumente. Cine finanțează vindecarea lor în condițiile în care era asigurat, neasigurat? Era asigurat pacientul, dar chiar dacă ar fi fost neasigurat, este o urgență, ca atare nu se mai pune problema existenței unei asigurări în cazul acestor pacienți. Pacientul era asigurat în această situație, cheltuielile de spitalizare fiind suportate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Dar, chiar de nu ar fi fost asigurat, cheltuielile de spitalizare în astfel de situații sunt suportate din bugetul național de urgențe.